Efeseni, capitolul 6, care să deschidem, să citim de la versetul 10 și până la versetul 19. Efeseni 6, de la versetul 10 la versetul 19. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva duhurilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru că în cuvântul Tău avem călăuza pentru viață. Și mulțumim pentru toată armura aceasta pe care ne-o pui la dispoziție și vrei să o îmbrăcăm și dă-ne, Doamne, și înțelepciunea și voința de a purta în fiecare zi armura aceasta ca să fim biruitori. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. Pasajul care vorbește despre armura lui Dumnezeu pe care El ne-o pune, parcă s-ar încheia cu luarea săbiei, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși cuvântul continuă și vorbește despre rugăciune și spune: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Vorbea sora Anca despre lucrarea aceasta neașteptată, parcă, din partea românilor în Uganda. Ce are România cu Uganda? Despre Uganda știam doar că a fost o țară care multă vreme a fost sub dictatura lui Idi Amin și a fost o vreme de întuneric și o țară care ziceam că e o țară înapoiată și tocmai acolo Dumnezeu a pus pe inima unor oameni să inițieze proiectul acesta. De ce? Dacă ați fost atenți, spunea păstorul bisericii de acolo, 10 ani de zile, ce au făcut? S-au rugat. Nu știu, aveți ceva pentru ce v-ați rugat 10 ani? 10 zile mai merge, dar 10 ani? Spune apostolul: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința. Cu toată stăruința. Vedeți, mai înainte ca să îmbraci armura lui Dumnezeu, trebuie să ai viața înconjurată de rugăciune. Câte vreme ne simțim suficienți, câte vreme prin puterea noastră putem să aranjăm toate lucrurile din jurul nostru, să rezolvăm toate problemele, parcă n-avem nevoie de rugăciune, așa-i? Când au ajuns aparatele acelea radio pe aeroport, s-au bucurat. Dar când au început să se roage? Când vameșii și păcătoșii au zis: nu vă dăm aparatele decât dacă ne dați $3.500. Și vedeți, întotdeauna în viața noastră, câtă vreme ne simțim suficienți, n-avem nevoie de Dumnezeu. Dar când ajungem la capătul resurselor noastre, atunci ne dăm seama că, de fapt, ar fi trebuit de la bun început să apelăm la Dumnezeu.
În 1969, în luna iulie, poate vă aduceți aminte unii care sunteți așa mai de vârsta mea, despre prima aselenizare. Neil Armstrong a ajuns pe lună și a fost primul pământean care a pășit cu piciorul pe lună. Și a fost mare sărbătoare. Aproape un an, mai puțin de un an mai târziu, în aprilie, 11 aprilie 1970, în iulie 69 a fost prima aselenizare, în 11 aprilie 1970 a fost lansată o altă misiune, Apollo 13. Fusese Apollo 12, după aceea Apollo 13 și parcă devenise totul rutină. Deja nici mai când lansau rachetele, nici nu se mai uita lumea la televizor, că zicea, acum e obișnuit, nu-i nimic deosebit. Și a fost lansată racheta, au trecut 2 zile și 3 ore. Și la 51 de ore după lansare s-a întâmplat ceva. În timp ce roteau ca să circule oxigenul într-un rezervor de oxigen lichid, ca să nu se solidifice acolo, a fost o explozie. Și dintr-o dată, oamenii au văzut că au ajuns la capătul suficienței lor. Președinte pe vremea aceea era Nixon. Și președintele Nixon a lansat o chemare pentru poporul american la rugăciune. A fost o situație critică, erau 3 oameni care erau în rachetă, îndreptându-se înspre lună și poate că ați văzut unii și filmul Apollo 13, când cum au rămas fără curent, au rămas cu oxigen tot mai puțin, tot mai puțin, s-au defectat și filtrele acelea care absorbeau bioxidul de carbon din aerul expirat, și ajungeau să se sufoce în aerul lor, și oamenii și-au dat seama că oricâtă tehnologie ai avea, oricât de mari și de puternice sunt rachetele pe care le poți lansa, oricât de bune sunt computerele pe care le ai, sunt niște limite dincolo de care nu poți să treci. Și singurul care poate trece dincolo de limitele computerelor și rachetelor și programatorilor este Dumnezeu. Și oamenii s-au rugat. Și Dumnezeu a lucrat și prin oameni și a lucrat încât în final au putut să fie returnați pe pământ în siguranță acești 3 astronauți. Când a fost lansată racheta, probabil că au fost rugăciuni destul de formale. Doamne, mulțumim că au plecat cu bine. Dar în momentul în care am văzut că viața atârnă de un fir de păr, dintr-o dată, rugăciunile au devenit rugăciuni fierbinți. În bătălia spirituală avem nevoie de rugăciune. Câte vreme ne simțim că suntem în stare să rezolvăm toate problemele cu resursele noastre, nu apelăm la resursele lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea Dumnezeu din când în când trebuie să ne trezească la realitate. Trebuie să ne lase în situații care sunt situații limită pentru noi. Situații în care să fie pusă la încercare credința noastră și să învățăm dependența de Dumnezeu. Câte vreme ne sculăm în fiecare dimineață și nu ne doare nimic. Rugăciunea de dimineață e, Doamne, mulțumesc că mi-ai mai dat o zi. Amin. Dar când te scoli dimineața, și genunchiul nu se îndreaptă, sau când te scoli dimineața și te doare ficatul sau te doare altceva, când nu poți să mănânci, rugăciunea nu mai este așa de fugară. Când realizăm că de fapt depindem de Dumnezeu, atunci rugăciunea devine o rugăciune cu stăruință și o rugăciune fierbinte. Rugăciunea este ceva ce e împotriva firii noastre. Din natura noastră și prin firea noastră, nu ne rugăm. Care este programul cel mai, cu participarea cea mai slabă în biserică? Ora de rugăciune. De ce? Pentru că prețuim rugăciunea. Așa-i? Câte vreme toate merg bine,
n-am nevoie nici de Dumnezeu. Și îmi dau seama, abia atunci când m-am lovit de un zid, atunci când m-am lovit de o problemă, și atunci îmi dau seama de fapt cât de limitat sunt și că rugăciunea nu trebuie să fie ultimul resort, ci primul. John MacArthur, un cunoscut învățător biblic și predicator, spunea pentru mulți oameni, rugăciunea este ca și o parașută. O au acolo undeva la îndemână și speră să nu trebuiască să o folosească niciodată. Cum este rugăciunea în viața ta? O parașută de rezervă sau este o legătură vitală? Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Noi credem că în întrupare Dumnezeu Fiul a luat trup omenesc și a locuit printre noi. Avea Domnul Iisus nevoie de rugăciune așa cum avem noi? Era Dumnezeu. Deci nu ar fi avut nevoie de rugăciune așa cum avem noi. Care dintre dumneavoastră puteți umbla pe apă? Săptămâna trecută, care a umblat pe apă? Nu în baltă, ci să umbli pe apă. Care dintre dumneavoastră ați înmulțit niște pâini săptămâna trecută? Care ați înviat vreun mort? La priveghe am fost și eu, dar de înviat morți n-am înviat. Într-un sens, Domnul Iisus n-avea nevoie să se roage, pentru că era Dumnezeu și este Dumnezeu. Dar spune cuvântul în Marcu. Pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a dus într-un loc pustiu ca să se roage. Rugăciunea nu e o parașută de care să te agăți doar atunci când toate celelalte ți-au falimentat și nu mai știi ce să faci. Și rugăciunea este legătura aceasta vitală cu Dumnezeu. Mă rog, nu pentru că am ajuns la capătul puterilor, ci mă rog tocmai pentru ca să am într-una legătura cu Dumnezeu și puterea Lui să fie în mine și viața Lui să fie manifestată în mine. Au venit ucenicii la Domnul Iisus și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Iisus i-a învățat să se roage. I-a învățat cum să se roage. Și a învățat să se roage și a spus, când vă rugați să nu fiți ca și farisei, cărora le place să se roage, stând în picioare la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. De vreau vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți o mulțime de vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre.
Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Rugăciunea nu e o formalitate, nu e un ritual, nu este ceva ce să faci ca să impresionezi pe alții. Rugăciunea este canalul acesta al puterii lui Dumnezeu, care e revărsat înspre noi. Lucian Blaga spunea odată, rugăciunea este o capitulare. Și, dragii mei, până când recunoaștem că trebuie să capitulăm înaintea lui Dumnezeu, nu știm cum să ne rugăm. Dar când am învățat să capitulăm, să spunem, Doamne, eu nu mai știu, nu pot, eu mă supun înaintea Ta, capitulez înaintea Ta, atunci Dumnezeu lucrează cu puterea Lui în viețile noastre. Câte vreme noi încercăm să-L ajutăm într-un fel sau altul, de fapt îl încurcăm. Încă un gând, filozoful danez Søren Kierkegaard spunea odată, rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci pe omul care se roagă. De atâtea ori noi venim la Dumnezeu ca să-L convingem să facă ceva. Pentru că eu m-am gândit că așa ar fi bine și încerc să-L conving pe Dumnezeu să facă așa cum gândesc eu. Rostul rugăciunii nu este să-L conving pe Dumnezeu să facă voia mea, ci rostul rugăciunii este să vin ca și Domnul Iisus în Ghețiman și să zic, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Și mă rog cu adevărat, atunci când vin în atitudinea aceasta. Luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul. Mai înainte ca să iei însă armura aceasta, trebuie să fii în comuniune, în părtășie, într-o legătură care este intimă cu Dumnezeu. Și atunci rugăciunea împlinește și susține toată această armură pe care o îmbrăcăm. Mă opresc aici în dimineața aceasta și vreau să ne întrebăm fiecare dintre noi, cum este viața noastră de rugăciune? Cum e viața ta de rugăciune? Și eu mă întreb pe mine, cum e viața mea de rugăciune? Nu doar în situații limite, în situații extreme, ci în fiecare zi. Știu din experiența mea că atunci când am o durere în trup sau în suflet, atunci mi-e mai ușor să mă rog. Domnul poate să ne aducă pe fiecare la punctul să stăruim în rugăciune. Dar El vrea să o facem nu pentru că ne doare, ci să o facem pentru că știm că Tatăl nostru e Dumnezeul atotputernic. Și că puterea Lui și viața Lui vrea să fie trăită în mine și în tine în fiecare clipă. Și să-I aduc ființa mea și să o pun la dispoziția Lui, pentru ca El să lucreze în mine și în tine. Haideți, dragii mei, uitându-ne și la exemplele acestea frumoase pe care sora Anca le-a împărtășit cu noi, să învățăm să stăruim în rugăciune. Uneori înveți stăruința în rugăciune numai când treci prin probleme. Dar lecția care am învățat-o atunci să rămână cu noi, să nu uităm. Și ajută-ne, Doamne, să fim îmbrăcați cu armura Ta și să fie armura aceasta învăluită într-o rugăciune care e statornică în orice vreme. Amin.